suntem în comuna Ungureni, ne bucurăm de fiecare dată când vedem atât cetățenii cât și primarul care este în mijlocul nostru să ne dea vești bune pentru cetățenii comunei, mai ales că aici e o zonă, domnule primar, bine v-am găsit, am înțeles că e prima oară când se pune asfalt aici pe acest drum. Vă rog. Da. Bine ați venit, bună ziua la toată lumea. Ne aflăm pe drumul județean 252F, mai precis în localitatea Viforeni, comuna Ungureni, județul Bacău. Acest drum a primit finanțare pe lungime de 8,5 km între localitatea Viforeni, Gârlanii, Ungureni, care face legătura deci cu centrul comunii Ungureni. Beneficiarul acestui mare proiect sunt localitățile Bărtășești, care se află în fața noastră acolo. În stânga, cum v-am mai spus, este localitatea Viforeni, de unde a plecat practic lucrarea, asfaltarea dimineață de la ora 4, deja s-au apucat constructorii de lucrare, de reamenajare și reabilitare acestui tronson de drum. Mai avem în stânga noastră localitatea Botești, care face parte tot din nordul comunii, se numește, și tranzitează localitatea Gârlanii, în dreapta, undeva mai jos acolo, să văd casele din acest sat. Deci beneficiar ar fi în jur de 2000 de locuitori și evident, o mare bucurie pentru comuna Ungureni, pentru mine, personal, pentru consilierii locali, a fost acest mare proiect care, cu sprijinul Consiliului Județean, respectiv al lui domnul președinte Dragoș Benea, care acum este europarlamentar, al lui domnul Sorin Brașoveanu, deputatului Floroiu Ionel, al lui domnul ex-ministru Șova, care am insistat foarte mult să ne sprijine pentru realizarea acestui mare obiectiv de interes local la comuna Ungureni. Ce lungime va avea acest tronson? Lungimea acestui tronson de drum este de 8,5 km. Lucrare are ajunge la în lei vechi 250 de miliarde, aproximativ 5 milioane de euro. Deci o sumă destul de importantă pe care ați alocat. Lucrarea este autorizată de UAT Ungureni, respectiv în speță de mine. Și ne bucurăm foarte mult că și un constructor este foarte serios, deja se lucrează de 3 săptămâni. Uitați, s-a ajuns la un stadiu foarte bun, zicem noi, pentru că s-au făcut podețe, podurile din urmă s-au reabilitat. În sfârșit, lucrările care practic fac parte din proiectul, din PTH-ul propriu-zis al acestui obiectiv. Domnule primar, aveți și un invitat special aici, alături de noi este domnul Floroiu. Cred că am putea să-l invităm să le spună și dânsul câteva cuvinte. Domnul deputat Floroiu este lângă noi, dacă are bună plăcere să... Domnul director de presă v-a invitat să spuneți dumneavoastră să poftiți lângă noi aici. Două, trei vorbe pentru oamenii care cu drag ne-au așteptat aici la acest eveniment. De mine, așa ca pentru că pentru noi este cea mai mare sărbătoare a anului, vă pot spune, domnul director. Sărbătoarea anului 2020 este acest eveniment. Asfaltarea drumului județean 252F. Respectiv, Viforeni, Ungureni. Cea mai mare bucurie pentru atât Consiliul Local, primarul, cât și poporul din aceste patru sate, cum v-am mai spus înainte. Domnul Floroiu, dumneavoastră sunteți permanent în mijlocul oamenilor în această zonă, v-am găsit în toată zona și sigur pe finalul discuției noastre o să vă întreb și ce alte lucrări s-au făcut în acest an. Județul Bacău, cel puțin 2019-2020, a fost un șantier, dar în sensul pozitiv, în sensul bun, pentru că s-a lucrat foarte mult. Suntem în mijlocul oamenilor. Văd că dumneavoastră întotdeauna v-a făcut plăcere să fiți împreună cu oamenii. Într-adevăr, așa este. Mie îmi face mare, mare plăcere să fiu în mijlocul oamenilor. Iubesc foarte mult oamenii. Îmi place să comunic cu ei, să fiu alături de ei, să-i sprijin. Și iată că astăzi, împreună cu conducerea Consiliului Județean, împreună cu domnul primar Vasile Bibere, prin tenacitatea dumnealui de a ne convinge că trebuie să investim și aici, la Ungureni, am reușit să găsim resursele necesare, astfel încât să modernizăm acest drum. Modernizarea acestui drum va fi foarte important pentru aceste localități, în speranța că tineretul se va retrage acasă și va veni în zonă să investească. Cred că oamenii din această zonă va beneficia de această modernizare de drum, le va crește confortul în case, în gospodării,
Și e adevărat că aveați praf prin gospodărie, nu putea să stați lejer la masă. Cu ocazia asta cred că am reușit să vă ridicăm nivelul de trai și confortul în gospodăriile dumneavoastră. Asta e cea mai mare bucurie pe care o pot avea. Profit de această ocazie să vă întreb ce alte lucrări mai sunt în curs în județul Bacău și ce lucrări s-au făcut în ultimul an în județul Bacău pe zona de care dumneavoastră vă ocupați îndeaproape. Pentru că aveți și birouri unde vin oamenii, da? Cabinetul la care cetățenii pot să se adreseze. E adevărat. Am două birouri parlamentare, unul la Podul Turcului și unul la Traian. Pot să vă spun că în ultimii 8 ani județul Bacău a beneficiat de investiții foarte, foarte mari. Plecând de la aeroportul internațional George Enescu, la modernizarea spitalului județean și cele 40 de milioane de euro pe care am reușit sub guvernarea PSD să le aducem în stânga Siretului. Stânga Siretului, într-adevăr, e un șantier continuu de circa 6 ani de zile. Am reușit să modernizăm drumurile județene dintre comunele Vultureni, Stănișești, drumul județean de la Filipeni, Godovana, drumul județean de la Lipova și iată ne acum la Ungureni, prin resursele Consiliului Județean reușim să modernizăm și acest drum atât de așteptat de către populația din zonă. E ultima zi de campanie electorală. Cum vi se pare activitatea de aici? Pentru că aveți un primar de nădejde pe domnul Vasile Bibere și ce le recomandați locuitorilor din comuna Ungureni pentru că mai un pic și vor trece la vot? Ce se întâmplă? Să termină campania, dar campania nu se termină astăzi, dar ea va continua de luni. Eu am o vorbă, campania nu se termină niciodată. Durează 4 ani, din 4 în 4 ani permanent, se permanentizează, da? Iată că noi facem campanie, cel puțin eu împreună cu domnul Bibere, care face de 6 mandate campanie, eu fac numai de 2 mandate, unul de vicepreședinte la Consiliul Județean și unul de parlamentar. Dar campania nu se face în ultima lună. Campania se face susținut prin prezența în mijlocul oamenilor, prin prezența pe șantiere, să vezi cum decur lucrările și cu ocazia asta aș vrea să felicit constructorul pentru dinamica lucrării, pentru modul serios în care a fost abordată această lucrare. Iată că în decurs de câteva săptămâni am ajuns la nivelul să tragem primul covor de asfalt pe circa 5-6 km. Asta e bucuria mea, asta e bucuria noastră. Un primar ca domnul Bibere mai rar întâlnești, e primar premium. Așa că îi doresc succes, succesul deja e asigurat. La el de 5 mandate e tot asigurat succesul, așa că n-am nicio emoție, să văd oamenii lângă el, îi sprijinit întotdeauna și sper să mă sprijine și pe mine în continuare. Domnul deputat, uitați, oamenii vă aplaudă, asta e un lucru foarte bun, mai rar politicieni care să fie aplaudați, ceea ce înseamnă că aici oamenii într-adevăr sunt bucuroși că sunteți în mijlocul lor. O să rog pe domnul primar să ne recomande un cetățean, dacă e cineva care din cetățean care dorește să ne spună cum simte el acest moment. Lângă noi se află și mulți consilieri de-ai mei, care sunt și consilieri în funcție și consilieri următori pe lista PSD-ului. Da. Și asta rog pe doamna profesoară Ianschi Mariana, care este fiul al satului Viforeni, să spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Așa. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru faptul că sunt reprezentant al satului și sunt de echipa domnului primar Vasile Bibire, un om de nădejde, cum spunea și dumneavoastră, cu sprijinul dânsului și al Consiliului Județean, cu numele bine știute. Am reușit să avem apă în comuna noastră, în localitatea noastră, fiecare căsuță beneficiază de apă curentă. După acest proiect a urmat un proiect foarte important pentru care nu pot decât să mă bucur, sunt locuitor al satului, am crescut aici. Vă văd emoționată. Chiar, da, este un moment istoric frumos. Felicitări, domnul primar, felicitări tuturor celor care s-au implicat. Un proiect care a reușit să-l inițieze, să-l ducă până la capăt, după cum dânsul bine știe, ani de muncă și susținere. Așa cum îl simt pe domnul primar, dânsul este din 1996 primar. 6, da.
S-a uitat domnul primar la mine să văd dacă știu, da, știu. Și vă felicit, domnule primar, și ne bucurăm și noi, presa, că ne-ați invitat aici, pentru că mai rar asemenea lucruri, atâta emulați aici în oamenii care sunt, îi văd emoționați, bucuroși, pentru că, într-adevăr, a venit și vremea faptelor, așa cum este și sloganul partidului dumneavoastră, dar nu sloganul este important, ci concretizarea a ceea ce v-ați propus împreună cu Consiliul Local. Dacă mai dorește din consilierul local sau din cetățeni să mai spună câteva cuvinte, pentru că noi în această seară trebuie să ajungem la studio să dăm publicității acest material. Domnul Valeriu, vrei să vorbești? Vă rog, poftiți. Tot un fiu al satului, domnul Radu Ion. Domnul Radu. Radu, sunt de la Viforen, mulțumesc pentru toată munca deosebită făcută de domn primar și consilierii locali și consiliul județean. Eu sunt un tată la mulți copii, am 6 ficiori, pe unii ne-am văzut 5-6 ani. Să vă trăiască! Cred că după perioada asta voi face niște case noi și mulțumim consiliul județean și consiliul local împreună cu domn primar Vasile Bibire. E un om excepțional, își face treaba, mulțumim toată muncile care și le respectă. Eu ca cetățean al satului sunt foarte deosebit mulțumit. Deci, iată, mulțumim, domnule, foarte la obiect și concret, da. Domnul care ne-a vorbit. Dacă mai dorește cineva să spună câteva cuvinte aici, domnul primar, dumneavoastră... În încheiere vreau să vă mulțumesc tuturor către celor oameni prezenți la marcarea acestui eveniment, pot să spun, din viața mea și din viața noastră a Consiliului Local Ungureni și pentru Consiliul Județean, se poate numi un mare eveniment, că s-au dus la îndeplinire proiectele toate care probabil le-au avut în derulare în decursul anului 2020. Deci la noi, practic, vorbesc faptele, nu vorbele, nu suntem cu promisiuni. La nivel de UAT Ungureni, vă pot spune că de acum 4 ani ce am promis pentru perioada asta de 4 ani, automat sunt îndeplinite toate cele obiective care le-am adus la timpul ăla în perioada campaniei electorale. Sunt multe proiecte noi care le avem în derulare, sunt altele finalizate la nivel de comună, vă dați seama, avem 8 sate, nu-i ușor să... Domnul primar, aveți emoții și dumneavoastră la alegeri în acest an? Mai sunt la 2 alegeri, zile. Sincer, nu, sincer să fiu, nu am emoții, am emoții... Ca acum, om, exact. Nu am emoții acum din momentul sigur. Ăsta. Ce da. Mesaj le transmite? Sunt pregătite secțiile de votare? Secțiile de votare mă rog sunt pregătite. Primar, chiar acum sunt ultimele retușuri la nivel de secții. Avem 5 secții pe raza Comunii Ungureni. Sunt prezentate ca sunt la carte. Sunt în instituții noi, școli, avem cămini culturale, 2-3 din ele. 2 sunt în școli, corespund din punct de vedere a cerințelor și normelor din europene. Poate vor fi oameni care vor avea emoții să vină la vot, ce îndemnă le dați? Oamenii care au emoții să vină la vot, noi suntem pregătiți cu măști pentru fiecare care nu vin de acasă, nu sunt, le-au uitat sau nu le au la ei, o să găsească la fiecare secție de votare mască, o să găsească dezinfectantul. Deci totul care... este pregătit, totul este pregătit, da. Nu se pune problema. Așadar, din punct de vedere. Toată lumea îndemn să vină la vot, să-și exprime votul ca această comună să aibă în continuare, sau să aibă un primar, să le facă cu adevărat treabă, cu simț de răspundere. Așadar, dragi prieteni, ne vom revedea la Ungureni și după alegeri. Nu întâmplător am venit astăzi aici, pentru că e un moment special pentru locuitorii din această zonă și, dragi prieteni, nu uitați și noi ca presă vă recomandăm să veniți la vot, pentru că votul dumneavoastră este important, pentru că asemenea proiecte să se poată îndeplini, trebuie să acordați votul oamenilor care au prezentat de-a lungul mandatului fapte și nu vorbe, așa cum fac alți politicieni. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu și vă mulțumesc foarte mult. Așadar, veniți să bem o cupă de șampanie împreună cu domnul deputat și cu ceilalți la primărie după alegeri. Felicitări, domnule primar, da. Felicitări cetățenilor. Mulțumim, domnul Eugen Ungureanu, mulțumim, domnul deputat, mulțumim consilierul județenii, consilierul local și... ultimul rând, persoanelor din acest sat. O mulțumim. Zi bună! La revedere! Nu o să avem probleme.